Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Gorj, în parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia, a organizat astăzi un seminar ce a avut ca temă Mineritul Modern din România, protecția mediului în context european. Evenimentul a făcut parte din seria activităților dedicate zilei de 12 martie, când se marchează anual Ziua Gărzii Naționale de Mediu. Cu îngăduința conducerii Complexului Energetic Oltenia, desfășurăm un seminar pe probleme de minerit, impactul acestor activități miniere în județul Gorj, dat fiind faptul că suntem probabil unicul județ din țară cu o activitate minieră atât de laborioasă și de aici și problemele de mediu care au existat și care, din păcate, vor mai exista. Directorul Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu a adus în discuție și faptul că mineritul din Gorj trebuie să respecte anumite directive europene privind activitatea de protecție a mediului. În județul Gorj s-au investit sume enorme privind ecologizarea, privind respectarea directivelor Uniunii Europene, comparativ cu alte județe din țară, dar mai sunt multe probleme de rezolvat, prin urmare ne vom apleca asupra celor care intră direct sub incidența directivelor Uniunii Europene, cunoscându-se faptul că orice nerespectare a unor directive europene poate să declanșeze procedura de infringement asupra României. Dezbaterea dintre autoritățile responsabile cu legislația de mediu și factorii din mineritul gorjan a fost precedată de un acord semnat între Garda de Mediu Gorj și Inspectoratul Școlar Județean. Parteneriatul constă într-o campanie de reciclare selectivă în instituțiile de învățământ de pe raza județului nostru, care se va derula până la data de 5 iunie, când se va celebra Ziua Mondială a Mediului.